Premieră la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște, Mihai Măniuțiu și Andreea Gavrileu v-aș întreba întâi de toate despre ce este vorba de fapt de data aceasta. Va fi o formă de teatru dans, se numește scenariul meu, trei ore după miezul nopții, e întâlnirea cu sine a unei coregrafe care vine la trei dimineața în sala de repetiții, înaintea primei repetiții cu trupa, încearcă să fugă de tema gravă, și anume psalmul lui Țelan, lui Paul Țelan, și să facă ceva mai pe gustul publicului sunt exerciții, exerciții care ne ajută să trecem prin mai multe forme și stiluri de dans, în această fugă a ei, în această încercare a coregrafei de a se îndepărta de tema gravă, care totuși revine și, ca să zic așa, câștigă lupta în final. Adică obsesia artistică se dovedește mai tare decât încercarea de a plăcea publicul. Andreea Gavriliu, mai mult dansați sau mai mult vă gândiți în acest spectacol? de data asta o să dansez. O să dansez foarte mult. E nevoie de foarte multă anduranță fizică, dar și psihică și am senzația că va fi un dans continu. Va fi un dans continu și dacă rezistați la acest dans, cât de mult rezistă actorii care vă însoțesc? Înțeleg că sunt și actori de la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște. Dansează și foarte mult cot la cot cu mine și s-a creat o echipă foarte drăguță. Acolo la Târgoviște sunt tineri foarte dornici să tragă cot la cot cu mine în spectacol și în mare parte încerc de una singură, dar ei intervin în punctele cheie ale spectacolului și mă susțin. Pentru a se întâmpla toate aceste lucruri se creează și un spațiu scenografic. Mihai Măniuțiu, cum arată și cine l-a creat? Scenograful este Tudor Lucanu, iar spațiul este chiar un studio de dans. Un studio de dans în care se petrece totul. Coglins, Coglinzi, bineînțeles. Respectăm convenția sălii clasice de dans, dar este în același timp un spațiu cu surprize pentru că este un studio dacă vreți văzut așa ca în vis. Avem studioul real, avem și studioul invis în același spațiu creat de Tudor Lucanu. Actorii cu care lucrăm vin în completarea a ceea ce spunea Andreea. Sunt foarte bine antrenați pe fizic. În general, școala românească de teatru produce actori foarte bine antrenați și cu calități de dansatori. Adică în aproape fiecare trupă de teatru unde circul în ultima vreme cred că există material ca să spun așa, dansant. Și una peste alta este un spectacol în care se dansează mult, dar rămâne un spectacol de teatru sau îl lăsăm în categoria teatru-dans? Nu, cu evidență este teatru-dans, este un scenariu care cuprinde niște, niște texte, unul din ele este, este spus chiar de prietenul meu Marcel Iureș, care ne-a făcut acest cadou și a înregistrat pentru noi un text, textul esențial, adică psalmul lui Țelan. Și ca să ducem joaca până la capăt, dacă ar fi să caracterizați spectacolul trei ore după miezul nopții într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Într-unul mi-e greu că aș zice magic, dar în mai multe aș spune o încercare de a face altfel teatru dans. Eu sunt în această căutare și mă asociez întotdeauna cu coregraf care au același tip de căutare. Acest altfel înseamnă că nu știm sigur, dar simțim că mai sunt încă teritorii de explorat și că teritoriile astea sunt foarte, foarte fertile. Andreea Gabrieliu? Challenge cu câmare